Nu este o noutate faptul că practicanții disciplinei sportive Ski Fond se pregătesc pe tot parcursul anului, astfel încât anotimpul, care le va aduce mult dorita zăpadă, să-i găsească în formă maximă, atât de necesară în tentativa lor de a fi cei mai buni dintre cei mai buni. Tot mai multe localități brașovene cu tradiție în sporturile de iarnă găzduiesc și în sezonul cald întreceri menite să-i țină în priză pe viitorii campioni. Trofeul ce poartă denumirea Casa Muntelui a fost pus la bătaie de familia profesorului Iosif Olteanu din Fundata, iar sportivii care s-au întrecut în probele de cross la diferite categorii de vârstă au făcut-o într-o locație de tradiție, așa cum este zona Giuvala, traseul pe care de altfel și astă iarnă schiorii au luptat pentru a cuceri același trofeu. Este foarte adevărat, datorită faptului că la noi în familie se păstrează tradiția în schiul fond, patroana respectiv fiica mea a făcut și ea ceva ski sport, a ținut cu tot din adinsul să implementeze această cupă și pe sezonul de vară. La 5 categorii s-au întrecut băieții care au alergat pe diferite distanțe în funcție de vârstă. La capătul probelor respective, Viorel Pălici a câștigat concursul seniorilor. Peter Sara a fost cel mai bun la juniori 1, Marian Cojocaru s-a impus la juniori 2, în timp ce probele copiilor și cadeților au fost câștigate de George Colțea, respectiv Alexandru Ianoșiu. Mi s-a părut că am câștigat etașa, nu mi s-a părut că a stat cineva după mine. Destul de greu la sfârșit. Am pierdut locul 1 la finish, dar a fost bine. Acum a fost ușor, cursa a fost bună, am condus tot timpul și acum urmează o perioadă de relaxare pentru a ne pregăti pentru campionatele naționale. Destul de greu. De ce? Pentru că a fost probă de sprint și am sprintat cu juniorii și seniorii. Am ținut cu ei. Și ce ai făcut în cele din urmă, rezultatul final? Am luat locul 1. Fetele au oferit la rândul lor un spectacol la fel de atractiv la cele 4 categorii de vârstă. Ștefania Manea a câștigat concursul cadetelor, Ana Maria Chițu a fost cea mai bună la copii, în timp ce Daniela Capătă și Catalin Ferenț au câștigat la junioare 2, respectiv junioare 1. Păi am mers constant, am început de la început, pentru că după aia se distanțează și nu mai ai cum să le prinzi. Pe urcai a fost mai greu, da? Ai câștigat, da? Da. A fost bine, dar numai că a fost mai greu, că au fost multe, ghesuială. Premiile oferite de organizatorii competiției de la Fundata au fost pe măsura eforturilor depuse de concurenți, diplomele oferite de familia Olteanu fiind însoțite evident și de atractive stimulente financiare. Cel puțin din ce am văzut eu, majoritatea concurenților au fost mulțumiți de sumele primite și este normal să-i stimulăm, pentru că este un sport greu. Trebuie stimulați pentru a face acest sport. Cu siguranță că vom reveni la Fundata și atunci când omătul se va așterne pe traseul de la Giuvala, pentru a fi martor la cea de a doua ediție a trofeului Casa Muntelui în variantă de iarnă.